Sunt foarte bucuros că după alocuțiunea mea pe care am ținut-o cu ocazia bilanțului SRI, politicienii au început să se mobilizeze. M-am referit atunci la legislația în domeniul securității naționale, sigur, în special la legislația specifică, de exemplu, cea referitoare la cartelele prepaid, la securitatea cibernetică și așa mai departe. Și am subliniat acolo că este foarte important să avem o legislație modernizată, actualizată și că acest lucru trebuie să se facă prin consens politic, fiindcă altfel legislația nu ar avea stabilitatea necesară.